Nemia reconstruiește zidurile Ierusalimului. Nemia era un înalt demnitar la curtea împăratului Persan Artaxerxe, în orașul de reședință Suza. Un israelit, întors de curând din Ierusalim în Persia, îi povesti lui Nemia despre starea tragică în care se afla Iudeea. Cei care au supraviețuit captivității se află în țară, în cea mai mare mizerie și ocară. Zidurile Ierusalimului zac în ruine și porțile sunt arse de foc. Auzind așa, Nemia se lăsă la pământ și început să plângă și să se vaite multe zile la rând, postind și înălțând rugăciuni fierbinți Dumnezeului cerurilor. La rugămintea lui Nemia, împăratul Artaxerxe îi acordă permisiunea de a pleca la Ierusalim și a reclădi zidurile orașului. Întorcându-se la Ierusalim, Nemia, cu alți israeliți, se apucă îndată să ridice orașul din ruine. Vestea a ajunse la urechea dușmanilor israeliților, care căutară prin tot felul de amenințări să împiedice reconstrucția zidurilor Ierusalimului. Însă Nemia își înarmă cu pricepere și iscusință toți oamenii. Cei ce lucrau pe ziduri și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână țineau în alta, iar cu alta arma. Fiecare din ei lucra încins cu sabia. Munceau la construcție și ziua și noaptea. Mâna lui Dumnezeu îi ocrotea pe ziditori și astfel, după 140 de ani de la distrugerea Ierusalimului de către oștirea babiloneană, în ciuda tuturor obstacolelor, reconstrucția zidurilor a fost definitiv încheiată. Când a venit luna a șaptea, tot poporul s-a adunat ca un singur om în piața din fața porții apelor, și a zis cărturarului Ezra să le citească din cartea legii lui Moise, pe care Domnul a dat-o lui Israel. Și preotul Ezra a adus cartea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei, și din toți acei ce erau în stare să înțeleagă, și a citit din lege de dimineață până la amiază. Toată lumea asculta cu luarea minte. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare. Și tot poporul a răspuns, ridicând mâinile: Amin, amin! Și și-au plecat capetele, și s-au închinat înaintea Domnului până la pământ.